Ce strălucită ce aterizare matinală. Măi, ce mare și vine la voi. Așa e? Să nu mai des. Când putem veni să ne vezi dansul? Dansul? Să facem vreo, nu știu, câteva ore, dar cred că vă descurcați. Da? Mulțumesc. Vă facem un dans și mai frumos în pereche. Da, ne dai și nouă costum din ăsta. Da, vă dau, dar nu îl dau pe tot. Vă dau doar bucata de jos, ca să rămână și mie ceva aici. Ajunge, pentru noi ajunge. Ce ajunge, mă, pentru noi e nevoie de o toră din materia no, din asta. Nu, 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 ai nevoie de mult mai puțin decât asta, niște. E. Nu se vede, că e largă asta. Ia. N-am eu ce să fac cu ea, pentru că eu nu cânt așa ca Doinița Germa. Stai și nu mă mișc așa. Doinița Germa a dansat mai mult decât a cântat în dimineața asta, așa că n-ai treabă cu cântatul, trebuie să poți da asta important. Bun, deci da, ne descurcăm. Ești bună, ești calificată. Da. Ești, trecem de etapa următoare. Da, trecem de etapa următoare. Te așteptăm în semifinale. Te așteptăm mult. În gală. Da, care semifinală? O băgăm drept la gală, măi. Da, mă, gală, direct da. La Rotterdam. De ce mai stăm aici să ne milogim? Da. Nu-i despre mine, nu-i despre tine. Azi e despre Doinița German. Mă, cum reușești fata de fiecare dată să debordezi atâta energie? Sincer. Sincer, nu știu ce am făcut noaptea asta. Și cum am încărcat, că am avut atâtea emoții că o să ajung la voi de dimineață. Că mi era frică să pierd momentul trezirii și să nu vin mai adormită la față decât am venit. Dar nu și mai când, mai când am apucat să prind somnul de puiul ăla de somn. Da, de pene, da? Să prind puiul ăla de somn de pene. Și nu știu cum se face, dar bucuria asta de reîntâlnire cu voi îmi dă un soi de energie. Și m-am mai și gândit, băi, ce fac cu muzica asta de club? Dis de dimineață, că noi de obicei petrecem seara în club sau facem discoteca. De dimineață. Sau facem discoteca mai târziu, poți zici, băi, cum să ne trezim mai cu discoteca asta nebună? Și am zis că noi le putem pe toate și o putem și pe asta. Da, de obicei, de unde ai toată energie? Pentru că tu ai energie. Energie. Oh, yeah, energie. Care e secretul? Îmi place piesa aia, să știi că mi-e dor de ea. Era o piesă de Eurovision, da. Energia o luăm de la ceea ce oferim și ceea ce oferim ni se dă înapoi și probabil că din toată dragostea pe care o primesc eu de la oamenii din jur, de la încrederea pe care publicul meu mi-o acordă, dacă este să vorbim de Doinița German ca interpretă, de la căldura și încrederea pe care o au în mine oamenii dragi, dacă este să vorbim despre mine ca om, cred că ceea ce oferi, aceea primești în schimb și cred că până la urmă ceea ce ne motivează și ne ajută să mergem înainte este iubirea în toate formele și culorile ei. Și eu sunt o fericită pentru că iubesc foarte mult, cu adevărat, cu toată inima. Iubesc oamenii, iubesc ceea ce este viu și frumos și primesc înapoi de sus energia asta în formă pură. Ea iubește Euglena, că e vie. Știi ce mi-am imaginat eu acum? Mi-am imaginat, nu știu, Bulevardul Ștefan cel Mare, într-o zonă, nu știu, pe lângă strada Pușkin, unde e foarte multă lume, toată lumea cum e foarte ocupată, tristă, cum stă, nu știu, cu capul în telefoane sau privește în fața sau în pământ și Doinița cum sare între ei de pe picior pe altul. Hei, energie, da, așa e ea, așa ea e sinonimul optimismului. Dar sunt sigur, pentru că astfel tu transmiți energie pentru alții și asta e un lucru extraordinar. Da,
da, să știi că, uite, mi era foarte dor zilele astea să merg cu troleibuzul, că nu am mai făcut-o de mult. Și am făcut-o zile trecut, la fel. Da, și am urcat în 25 troleibuzul copilăriei mele și am văzut starea aia de copilărie, de feeling, știi? Era sâmbătă, nu era foarte multă lume, nu mă grăbeam nicăieri. Și am urcat și la un moment dat vine taxatorul și bună ziua, cu bucurie, ce știi, parcă nu știu. Adică, până la urmă, cred că nu doar eu trebuie să transmit energie chiar și acelor... Loraș? Acelor. A, ce am să zic, măi, bună dimineața! Bună dimineața, așa ne numim. Da, deci nu doar oamenilor străini, da? Nu doar oamenilor apropiați, poți să transmiți energia ta și să dorești emoțiile tale pozitive, efectiv și unui om pe care nu-l cunoști pe drum. De asta e important ca fiecare dintre noi să facem asta. Nu doar Dăinița German pe bulevard sau într-o troleibuz sau oriunde în altă parte. Oricine, știi cum era pe vreme la sat, la bunei noștri? Corect. Să ne spunem bună ziua, să ne spunem bună dimineața, să ne salutăm. Să... De ce nu putem să facem asta și în capitală? De ce nu putem să facem asta și în orașele mari? De ce trebuie să fim vecini ca să ne dăm bună ziua? Adică, nu știu, e un lucru firesc și cred că toți putem să împărțim unul cu altul emoțiile astea frumoase, indiferent dacă ne cunoaștem sau nu. Iau ce total de acord. Bă, dar hai să trecem la alt subiect. Între timp, pentru că ai foarte multă energie și lucrezi foarte mult, ai și o piesă nouă. Vrem să aflăm mai multe detalii. Da, am o piesă nouă, e tot din proiectul Club. De asta și am început cu prima piesă pe care ați ascultat-o, Dansul în Văpăi, da, are și versiunea engleză Dance in Flames. La fel și asta care vine, are versiunea română Aphrodisiac și versiunea în limba engleză Aphrodisiac. Și mai mult, nu știu, deci piesa, muzica asta Club sună bine și în engleză și merită să... Nu, și în engleză, auzi, parcă muzica Club e muzică moldovenească. E specifică de aici, da, de la Strășeni undeva. Da, parcă e specifică de la Strășeni și sună ok și în engleză, nu e problemă. Da, da, originea. Da. Acolo a apărut. Da, acolo, da, la Drochia sau... 1366, prima testare. Tot în Moldova. Deci ceva de genul ăsta. Nu, ideea e că atunci când faci o piesă populară sau etno sau... Nu e neapărat să... Băi, bădiță, floare verde, foi de busuioc. S-a dat și în engleză chestia asta. Cum să zici, flower sau busuioc? Este un interpret care face muzică populară în engleză. El așa zice. Da, el susține. El așa zice. Ok, o fi și asta o idee, dar pentru mine e puțin, cel puțin mai neordinar, da, să zic așa. Dacă nu până la ciutate, e cel puțin neordinar. Dar muzica Club ea sună de fapt în engleză, de asta versiunea vine și engleză și română, automat la pachet în muzica asta. E a doua piesă din proiect. Prima m-am cântat-o că, na, trebuia să vin cumva să asortez ținuta să se potrivească la două piese, de asta aveți parte doar de discotecă dimineața zilei de astăzi. Și dar... gratis! Și gratis, da. Prăziața. Dar vă promit că în următoarea perioadă o să vin și cu muzică populară curată și cu muzică etno nouă și cu balade. Am foarte... Credeam că ne bucuri, urmează un videoclip pentru această piesă. Da, uite, de unde știi? Tu ești Vanga. Ea e Vanga. Bine că n-am zis că-s baba. Ea îți mi-a zis că-s baba, tu Vanga și cumva, uite... S-a legat, baba Vanga. Da, dar știi că eu, englezii zic baby, chestia asta. Și noi avem o piesă, am dat cu domnul Ruslan Țăranu și când am zâmbetul tău dulce, baby, tot pe Stamful, ce-am dat numai... Și eu de multe ori râd și zic, măi, dar trebuie să cântăm zâmbetul tău dulce, baba, tot pe Stamful, ce am de baby, baba, mă, din română, mă. A, uite. Bun, deci cu cine ai lucrat? Spune mai multe detalii. Păi versiunea română la text mi aparține, versiunea engleză ca să-mi traducă și să-mi prindă textul și să-l facă cu rima, pentru că mie mi-ar fi luat mult mai mult timp, aparține fetelor Ilva și Linda Persson, cu care am lucrat pentru Eurovision în mai multe rânduri, ediție, da. Au fost chiar și la noi, fetele, Daniela la sigur că le și cunoaște, cel puțin vizual, dacă nu aș interacționa cu ele, tu, ea, ca nu știu dacă le știi, dar trebuie să vă fac cunoștință. Da, mulțumesc mult, abia aștept. Suedea te așteaptă. Am fost deja de câteva ori. Mă bulbui, așa e dimineața, nu să vă știți să vă trezesc atât de dimineața. Îți dai seama, de anul ăsta, la 1 ianuarie, mi-am scris lista și acolo am scris numele fetelor. Fetele din Suedea. Da, exact. Apropo, fetele sunt tare populare, de altfel. Au un stil de viață tare activ și le promovează piesele foarte bine și pe rețelele de socializare. Ele au scris de-a lungul ultimilor ani vreo 40 de piese pentru Eurovision, care au ajuns nu în preselecții, ci în finale naționale și s-au poziționat destul de bine. De altfel și noi ultima oară când am participat, spre marea mea uimire, ne-am clasat pe poziția 2. Deci era poziție de frunte cumva, știi? Și ele, da, ele speră să câștige vreodată Eurovisionul și mă bucur că și în acest an două dintre piesele lor, dacă nu greșesc, două sau trei, două sunt la sigur, au trecut în preselecția finală Eurovision. Super! Foarte tare lucrul ăsta. Da. Adică e cu ele am lucrat la textul și muzica e cu Michael Ra, un DJ foarte brav de la noi.
Cam asta. Da. Bun, eu vreau să ascult piesa. Hai să ascultăm, mulțumim tare frumos că ai venit. Am și doi băieți cadou la discotecă. Îmbrăcați în folie alimentară. Doi băieți cadou, așa avem la pachet un fel. Aia nu. Da, sunt băieții la Just Dance și le spun bună dimineața și vă mulțumesc, vă pup, vă iubesc. Te pupăm. Hai să vedem Lenița German. În aceste momente avem o premieră. Afrodiziac și doi băieți cadou, așa ni s-a zis. Ok. Dar tu nu iei acasă, mă, nu e voie. Audiție plăcută. Mi-ai plăcut inima toată, mi-ai furat. Ești perfect și asta mă ucid încet. Ia spune-mi totul, cum ai ajuns la mine. În capul meu ești doar tu, zile și nopți. Ce frumos inventezi dragostea. Mă nebunești cum iubești, să mă ador doar tu pot. Mă faci inima, inima.